De uțcheule, unor temeni, aplauze și demisie de onoare. Uimit de laboratorul experimental din Budapesta, vicepremierul României continuă să conteste convenția și protocolul. Dacă mergeți la evenimente de genul acesta, sunteți aplaudat și dacă sunteți de acord și dacă nu sunteți de acord, jurnalist Fati a scris pe posturile de radio de uțcheule. Primul ministru al Guvernului București, Selecția Hunor, a răspuns bine de către președintele Iohannis Claus și a făcut teoria aplauzelor în loc să și ceară scuze pentru avantajele spiritului dovedit în apărarea prim-ministrului maghiar. Dacă vom susține discursul în discursul în contextul, nu are un discurs rasist, pentru că un amestec de curse este o problemă personală. Cu toate acestea, nu există nicio îndoială în expresia lui Victor Orban. Cami Hungari OK nu este o cursă diversă și nu vrem să fim o cursă mixtă, deoarece țările în care europeni și non-europeni țară. Cu toate acestea, liderii UDMR au lăudat alte părți ale discursului în care vorbitorii compulsivi din Budapesta au arătat Moscova, puterea interesului său și incapacitatea occidentalului de a lupta cu Rusia. Un orice element trebuie să demisioneze de la guvern pentru a evita criza care va determina eliminarea UDMR din executiv într-o perioadă sensibilă, în care invazia rusă în Ucraina a adus un război mai aproape la granița românească. În acest fel, poate închide loialitatea dietetică dintre București și Budapesta. Dacă nu, discuția despre UDMR ca satelit Fidesz, un partid condus de Victor Orban și oameni din marile indemnizații oferite de Ungaria comunității maghiare din Transilvania în ultimii 10 ani, poate afecta mai multă neîncrederea majorității în minoritatea maghiară. Va fi demisia de onoare în care poate recunoaște că greșește, că nu vrea să fie arogant cu președintele Klaus Iohannis, ci doar luat de valuri emoționale din comunitatea sa. Lăsând propria mândrie, poate salva aspectul și stabilitatea guvernului, dacă aveți alte planuri. Un orice element pentru prima dată pentru a demonstra că a jucat pe echipa Bucureștii, dar a fost atât de dependent de Budapesta. El a intrat singur într-o capcană, dar a avut posibilitatea de a defini o poziție slabă cu o mișcare clară. Are șansa de a sta departe de calea greșită. Chiar și fostul lider al UDMR, Marco Bela, nu a fost mulțumit de reacția Hunor Clement, în principal pentru că a fost sub președinția lui Marco.